Doi subofițeri din cadrul detașamentului 2 de pompieri Craiova cu un autocamion de transport și un buldo excavator desfășoară misiuni de intervenție specifice în zonele afectate de fenomenele hidrometeorologice severe. Ei s-au alăturat colegilor din celelalte 23 de inspectorate subordonate IGSU. În această dimineață, forțele de intervenție din județul Dolj au ajuns în zona de competență a Isu Galați și au început intervențiile. În sprijinul colegilor de la Isu Galați au ajuns în această dimineață și alți pompieri din județe precum Bacău, Neamț, Suceava, Mureș, Covasna, Vâlcea, Constanța, Buzău, Brăila, Argeș, Olt, Iași, Isu București, Ilfov sau Telorman. Din cadrul ISU Telorman, 12 pompieri sunt mobilizați pentru a lua parte la acțiunile de evacuare a apei și nămolului. Principala misiune a salvatorilor este să-l ofere sprijin cetățenilor din localitățile cele mai afectate, să aducă un strop de speranță și să le redea locuitorilor încrederea că nu sunt singuri. Personalul dislocat în județul Galați este pregătit pentru efectuarea misiunii pentru o perioadă de cel puțin trei zile.